Esedu Basit, dacă am văzut eu bine, va fi trimis în teren. Este poi șutul lui Marius, nu reuși pe respingere, este Mihailu Pan, gol validat, poziție regulamentară. Iată că din minutul 58 Petru Cubul reușește să deschide scorul. Revedem în reluare. Cred că a greșit aici Nazarciu, care a respins chiar în față unde se afla Mihai Lupan.